Stimați locuitori ai orașelului Glodeni, astăzi satului Stârcea, stimați invitați și cei ce poartă numele de Gavril și Mihai. La sfârșit de toamnă a devenit o tradiție frumoasă în orașelul Glodeni de a se sărbători ziua hramului. Ziua de astăzi are o semnificație dublă. Este ziua orașului și sărbătoarea Arhanghelii Mihail și Gavril. 338 de ani. Anul acesta sărbătorește orașul Glodeni de la înființare. Este o vârstă. Pe parcursul anilor în orașul Glodeni s-au format familii, s-au născut copii la care au contribuit cu toții la crearea centrului, la formarea străzilor, de a da un aspect frumos, un aspect plăcut a orașului nostru. Îmi permiteți să vă aduc sincere felicitări cu sărbătoarea de astăzi, să vă doresc multă sănătate, urări de bine, succese, prosperare. În familie dumneavoastră se predomine liniștea și pacea și împreună cu toții, umăr de umăr, zi de zi, să contribuim la aranjamentul frumos. Avem multe de făcut. Să avem acel cuget și speranță în viitor. Vă doresc ziua de astăzi, o zi de toamnă atât de frumoasă, o sărbătoare plăcută și, într-adevăr, să ne simțim ca la hram. Vă doresc veselie, voie bună și sărbătoare plăcută. Stimați locuitori ai orașului Glodeni, stimați invitați, astăzi aici noi omagiem o sărbătoare deosebită. Așa s-a întâmplat că noi toți, cei care locuim între Prut și Nistru, ne marchează dorința de a ne omagia îngerii noștri, de a ne omagia localitățile noastre. Și acest lucru ne deosebește de multe popoare. În acest context, trebuie să spunem că nu este pur și simplu o sărbătoare, este un omagiu a divinității, este o speranță în viitor și aceasta ne dă marea speranță că avem un viitor luminos. În acest context, vă spunem în numele Consiliului Raional Glodeni, la mulți ani Glodeni, pace în casele și sufletele noastre. Dumnezeu să ne ajute! Stimați glodinieni, mă simt bine azi aici, de atâta că am fost eu cândva glodinean, 9 ani am locuit în Glodeni și în acea perioadă mi-a rămas în suflet un sentiment cald, un sentiment de recunoștință față de oamenii care locuiesc în acest orășel. Sunt de multe naționalități, sunt de multe confesiuni, sunt de multe apartenenți politice, dar sunt oameni, se înțeleg bine, se poartă frumos unul cu altul și nu se uită niciodată să se invite când au cu ce sta la masă, ca să aibă și cu cine sta la masă. Din partea Consiliului Cuhnești, din partea cetățenilor din Comuna Cuhnești, vă felicit cu această zi importantă și vă doresc prosperitate, sănătate și să aveți de toate. La mulți ani! Stimați glodinieni și trăitorii satului Stârcea, dragi Mihail și Gavriel, stimați oaspeți, vedeți că ziua de astăzi și natura ne-a dat-o ca să fie bucuroasă și veselă și caldă. Din numele meu personal și a Consiliului Raional Glodeni și a Consiliului Orășenesc Glodeni, vă doresc multă sănătate, voie bună, veselie și toate ce vă doriți dumneavoastră.
De Doamne, că în ziua de astăzi toți fiți veseli, să uitați de cele rele, de cele grele și să vă veseliți, ca toate ce va se acumula să vă destuleze pe toată vremea care este. Vă doresc succes, sănătate și cele bune. O petrecere bună. Mulți stimați locuitori ai orășelui Glodeni, mulți stimați acei care poartă numele astăzi, în cinstea Sfinților mai marilor voievozi, Arhanghel, Mihail și Gavril, dați-mi voie mai întâi de toate, din numele Consiliului Bisericesc, să vă aduc cele mai călduroase felicitări cu ziua Hramului, ziua Îngerului Păzător a orășelui nostru Glodeni. Totodată aducem urări de bine și felicitări tuturor celor care poartă numele Sfinților mai marilor voievozi, Arhanghel, Mihail și Gavril. Dumnezeu să fie cu milă asupra noastră. Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, care sunt ocrotitorii, rugătorii și păzitorii orășelui nostru Glodeni, să fie totdeauna aproape de fiecare cetățean și locuitor al orășelui Glodeni. Fiecare din noi, la taina Sfântului Botez, am primit un nume în cinstea unui sfânt. Și acel sfânt este Îngerul Păzător al sufletului nostru, a casei noastre. Atunci când am primit taina Sfintei Cununii, tot am luat un sfânt oarecare, un înger sau păzător sau patronul casei noastre. Să știți, iubiți credincioși, că în fiecare localitate, acolo unde s-a pus temelia unei biserici în cinstea unui sfânt, acela este ocrotitorul și păzitorul comunii. La noi aici, în Glodeni, când s-a pus temelia bisericii renovată, totuși a rămas cu hramul în cinstea sfinților mai marilor voievozi, Arhanghel, Mihail și Gavril. Vă doresc din tot sufletul ca Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfinților mai marilor voievozi, Arhanghel, Mihail și Gavril, să vă dorească tuturor dumneavoastră pace, liniște, sănătate în sufletul și în casele dumneavoastră. Vedem că, într-adevăr, astăzi este o zi frumoasă. Dumnezeu este cu milă asupra noastră. Fie ca, într-adevăr, această zi cu soare să ne încălzească puțin sufletele și inimile noastre, să fim mai buni la suflet, să ne păstrăm credința, să ne păstrăm tradițiile noastre care le-am moștenit de moș strămoș. Fie ca, într-adevăr, această sfântă și mare zi de hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, să cerem prin rugăciunile lor ca să fim păziți de cei văzuți și nevăzuți vrăjmași. Și în acea cerere care se săvârșește la Sfânta și Dumnezească Liturghie și la celelalte slujbe, Înger Păzător sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Încă o dată, permiteți-mi să vă doresc multă sănătate tuturor dumneavoastră și la încheiere vreau să citesc acea rugăciune care se citește pentru patrie, pentru pământul unde trăim, ca Bunul Dumnezeu să ne apere și să ne păzească. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurerilor și la toată bunătatea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunse, cădem la ta milostivire cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici spre semn de mulțumire pentru ale tale binefaceri ce ai ratat cu robii tăi. Cu mulțuminte ne rugăm ție, Doamne al puterilor, că precum în trecut ne-ai miluit și ne-ai depărtat de la noi pronia ta cea dumnezeiască, așa și de acum să nu depărtezi de la noi îndurările tale, nici să intri la judecat cu noi
pomenind păcatele noastre, că de vei uita la fără de lege. Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Nu pentru îndreptățile noastre, ci pentru mila Ta cea mare, îndrăznim, ne apropiem și ne rugăm Ție, întărește-ne într-o credință Ta cea sfântă, încălzește pururea inimile noastre cu focul dragostei cei către Tine și către aproapele. Depărtează de la noi pe tot vicleanul și necuratul Duh care se împotrivește voie Tale cele sfinte și mântuitoare noastre. Păzește, Doamne, într-o liniște îndelungate și în pace pe toți locuitorii orășelului nostru, ca într-o liniște și pace lui să putem și noi toți a petrece viață liniște și căință. Dă, Doamne, dregătorilor noștri condurul cerei, Duhul cel Sfânt al înțelepciunii și al iubirii de oameni, care edifică poporul în popoarele și le înalță, înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstori cei sufletești ai poporului Tău Duhul nebădării de sine pe care l-ai dat Sfinților Tăi apostoli. Când i-ai trimis în lume la predicare, însuflă ostașilor noștri bărbăția și vitezia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi pe toți ne învrednicește a spori în faptele cele mântuitoare care fac bine oamenii după chipul și asemănarea Ta, spre mărirea numelui Tău între noi și spre lățirea împărăției Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lume pentru mântuirea neamului omenesc. Adune, Doamne, precum ai adus cu milă și rugăciune părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării aceștia întru care se proslăvește numele Tău. Păzește, Doamne, pre toți locuitorii orășelului nostru, izbăvindu-ne de toate întâmplarea ce era. Ajută-ne cu harul Tău ca totdeauna cu o inimă curată și cu viață neprigănită să Te mărim pe Tine, Dumnezeul cel necuprins de minte și odorat într-o trei ipostase, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și să strigăm din adâncul inimii, slavă Ție, Dumnezeului, Dătătorului de bine în vecii vecilor. Amin. Robilor Tăi, Doamne, de Dumnezeu păzite țara noastră, stăpânirea și oastea ei, pe toți locuitorii orășelui Glodeni, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, viață pașnică, spărire într-o toate faptele cele bune le dăruiește lor și-i păzăște predânșii într-o mulți și fericiți ani. Mulți-a-n trăiască, mulți-a-n trăiască, mulți-a-n trăiască. Nogă-i-a leta, nogă-i-a leta, nogă-i-a leta. Mulți-a-n trăiască, Domnul să-i păzească și să-i fericească. Mulți ani să trăiesc cu toți și petrecere plăcute la toți. În primul rând, pentru noi este astăzi o mare sărbătoare, pentru că sărbătorim soborul mai marilor voivoți Arhanghel Mihail și Gavril. Totodată, astăzi, orășelul nostru împlinește o dată, deci când noi toți putem, iată, să ne adunăm de dimineață la Sfintele Biserici, acum în Piața Mare Adunări, și deci cu dragoste unul pe altul să ne felicităm cu sărbătoarea de astăzi. Din partea mea vreau să-i felicit pe toți creștinii din orașul nostru, deci dorindu-le multă sănătate, ca Sfinții mai mari voievoți Arhanghel Mihail să ne fie pentru toți rugători, dătători de tot binele și să ne ocrotească orașul nostru, țara noastră Moldova și la mulți și fericiți ani!